Salutare, oameni buni, eu sunt Tunetu, iar acesta este episodul 4 din castelul lui Eleanor. Data trecută am rămas aici și mă întrebam cum să ajung la acel chest, pentru că nu am văzut nimica care poate să mă ajute să mă urc acolo. Dar am văzut acum această scară, de fapt sunt două scări, care nu le-am observat din cauza texture pack-ului și că sunt puse foarte bine lângă acest gard și chiar nu le-am văzut de la distanță. Ok, o să încerc să mă urc sus înainte să mănânc ceva. Ok. Na, sper că am mâncat toți biscuiții. Asta e. Se pare că scara duce spre acoperiș. De fapt, nu o să vreau să mă duc spre acoperiș acum. Ok, cum ajungem noi de partea cealaltă? Pare că nu e nicio cale de acces. Nu pot să sar la chest. De fapt, nu pot să sar în partea cealaltă, pentru că m-aș bloca dacă aș sări aici. Ok, se pare că nu pot să ajung la acel chest. Chiar nu-mi dau seama, sau chiar nu văd. O să mă duc sus. Să vedem ce e aici. Ce frumos se vede luna. Ok. Se pare că sunt niște chestii. Kenny-matic, hand-matic, old gun. What? Este un tun. Da. Ok, se pare că acesta este evergreen. Mi-am dat seama după ziduri. Cred. Aici este castelul și răsare soarele. Ok. Să vedem dacă tunul ăsta face ceva. Da, nu cred că face nimic. Ia să vedem dacă ăsta face ceva. Da, nici ăsta nu face nimic. Și aici nu scrie nimic și nici aici. Ok, nu știu ce e cu aceste tunuri, sunt puse doar de formă. Păi aici se pare că nu pot să fac mai nimica. Da, a sări jos aici. Nu știu. Sau cum pot să ajung eu aici? Că se pare, da, scările. Văd că scările sunt da. Asta puțin să mai mănânc ceva. Baked potato. Ok. Se pare că acele scări duc spre zidurile acestea, dar nu pot să ajung pentru că scările sunt stricate. Ok. Să vedem ce trebuie să fac. Să mă duc în canalizare, ok, asta o voi face. Nu cred că am voie să sparg aceste porți, sau cum se numesc. Păi da, nu am nimica de făcut pe aici. Am dat de manetă. Da. Ok. Da, se pare că nu mai e nimic de făcut. Ok. Da. Ok, păi să ieșim de aici. Deși nu mai știu pe unde este ieșirea. Pe unde am intrat? Nu? Da, aici sunt scările. Ok.
Acum întrebarea este cum voi coborâ eu acolo jos. A, va trebui să sară în acel bazin. Da. Ok. Sper să-l nimeresc. Haha. Ok, să ieșim de aici. Deci, scările. A, se pare că. Până la urmă. Da, nu mă pot urca. Oare va trebui să fac parcurs pe casă? Chiar nu știu. Am o idee care se pare că nu va funcționa. Ok, pe aici este absolut nimic. O să mai vreau să verific. Deci nimic, nimic. Momentan nu mă duc spre Evergreen. O să trească să mă duc în canalizare. Aici nu este absolut nimic. Iar canalizarea, se pare că da, scuzați, aici nu mai este nimic, 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 opa, acum observ, da, este un chest acolo sus și o scară, și cum să, a, da, interesant, cum de n-am observat asta până acum, opa. Nu. Da. Pe aici. Ia să vedem. O, sper că mai este un chest aici. La care n-am cum. Ok. Oh, deci, wow. Altă armură. Ce să facem? O luăm. Oh. Pe aici nu mai este nimic, mai este acel chest. Ok. Se pare că am reușit. Se pare că am găsit un diamant. Girl Scout Achievement Number 5 found. Ce? Ok. Dacă sar aici, să-mi încerc norocul. Vai, deci mi-aș încerca norocul. Nu. Da. Ok. Să nu mai pierdem timpul, ne ducem spre canalizare. Ok, deci, ce zicea tipul? Going to the sewers of the castle in the middle of the yard, go south. Deci, să merg spre sud. Deci, așa este nordul. Și așa este sudul. Ok. Go south and take a right at the end and follow. Deci după aia fac o dreapta. Ok. Oh, e foarte bezna aici. Da. Și este un dead end aici. Deci nu înțeleg care sud. What? Ok. A, e ceva aici. Sau nu? Ok, deci n-am habar, încotro trebuie să mă îndrept. Oh, este o gaură aici și un chest. Presupun că sunt capcane. De fapt, stai că aici nu sunt capcane. Ok.
Blaze Rod, Avarice Blade. Și jos mai nimic. Ok. Am activat ceva. Deci, wow. Hint, don't stop running until you're safe. What? What? De ce ai vrea să... Oh, oh shit! Ce m-am speriat? Scuzați. Chiar m-a luat prin surprindere. Ok. Deci... wow. What? Was slain by a zombie? Serios? Your home bed was missing or obscured. Ah, nu. Deci... Warp room only used if spawned for you. Ok, deci... a fost un bug. Back to main room. Warp Polinus. Nu știu ce ăsta. Excelin. Evergreen. Ok, deci... Sper că am făcut un bug. A trebuit să iau... De la capăt, nu pot să cred, deci... Top. Ok, am ajuns iar la canalizare. De data aceasta am luat-o pe altă parte. Și am intrat în... dead end. Ok. Deci, nu pot să cred că m-a omorât un zombie. Chiar nu l-am văzut. De data aceasta o să fug. Dacă așa a zis tipul care a făcut mapa, așa o să fac. Nu mai știu sigur pe ce parte am luat. Ok, pe aici este dead end, pe acolo este un dead end. Și se pare că doar pe aici pot să o iau. Sau... aici e un chest. Un diamant. Girl Scout, iar... Ah, doamne. Hai, 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 hai. Ok. Deci da, e singura cale. Și pe aici o să iau. Episodul ăsta va ține puțin mai mult față de celelalte. Am văzut că nu... n-am reușit să vă arăt destule. Ok, aici este dead end. Nu mai știu pe ce parte am luat. Nu am reușit să filmez destul conținut, ca să zic așa. Și m-am gândit să-l fac de 20 de minute în schimb. Pentru că parcă eram static, adică rămâneam foarte mult timp într-un loc, deoarece jocul acesta este, așa este conceput. Multe texte și acțiune mai puțină sau așa e la început. Ok, o să încep să fug. O să fug, o să fug, o să fug, o să fug. Doamne. Fugi, 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 nu. Fugi, 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 fugi. Hai, 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 hai. Ok. Am auzit pe cineva. Și încă se mai aude. Cred că pe aici. Hai, mă. Ok. So this is the entire passageway Connor took. I might want to check if he is still alive in his little house. N-am găsit scrisoarea din canalizare și asta mă cam supără. Connor, aici este Connor. Who's there? I already paid my debt. Leave me alone. What? No! We're here to help. We read your log in the library in the castle. Finally, someone who wants to come and help. Where do I start? Let
me think for a second. Oh yes, you can start helping me by getting our local power back online. Take the switch and pull it on the diamond block next to me to gain access to the power room. And after that, I suppose it's not that easy as just flicking a switch. Indeed, you must get two pumps back online again or something. Don't give me that look, I'm not a technician, you'll figure it out. Okay then, I'm on it. Okay. Connor, ești un năsos. Okay, se presupune că trebuie să-mi dau un switch. Finally. Oh yeah, you can start helping take the switch and pull it. Okay, unde este switch-ul? O armură, switch-ul și așa. Okay, golden leggings, iron boots, leather boots, iron helmet, leather cap. Okay. Am trebuit să mă culc în patul ăsta. Fac save. What? Asta e o ușă? Ok. Deci, se pare că va trebui să dau drumul la curent. Opa. Am activat ceva, cred. Doamne, deci nu știu pe unde trebuie să mă duc. Aici, mă gândesc. Unde este lever? Ok. Presupun că sunt toate goale. Da. Da. Scuzați, s-a întâmplat o minune și frapsul a dat crash. Da. Ha, zombie. Foarte mult zombie. Ok. Scuzați dacă imaginile o să fie cam aiurea. Am avut niște probleme cu frapsul. Da, acum le-am rezolvat și totul este în regulă. Ok, deci am omorât un zombie care era foarte bine echipat. Și va trebui să mă duc sus. Și se pare că mai sunt câțiva zombie, cred. Ok. Chesturi. Bones. Oamenii ăștia mănâncă oase. Mănâncă și ei mâncare ca tot omul. Da. Sper că nu e nimic pe aici. Decât niște zombie care sunt foarte bine echipați. Doamne, dar casa asta e foarte mare și foarte derutant. Ok. Mă gândesc că asta e bucătăria. Da. Ăștia sunt frigiderele, cred. Și asta e chiuveta. Ok, deci am intrat degeaba la casa asta, că nu e nimic de făcut aici. O să ies. Va trebui să mănânc ceva. Bine, deci dead, ca să zic așa, unde este și aici. Ok. O casă. Nimic. Pe aici
Nu mai este absolut nimic. Pe aici este o fântână. Pe aici sunt niște scări. Doamne, dar orașul ăsta e chiar derutant. Ok, aici pare interesant. Să vedem și ce e aici. Ok. Parcă e curcubeu pe jos. Parcă cineva a vomitat un curcubeu și s-a făcut acest covor. Ok, nu este absolut nimic aici. Și... opa. L-aud. Și e un chest băgat sub scară aici. Ok. Of. Oh. Perfect, chiar rămâneam fără mâncare. Ok, se pare că este un depozit. Da. Deci, pâine și mere. Asta mănâncă oamenii ăștia, asta o să mănânc și eu, nu? Pâine și mere. Combinația perfectă, adică... am găsit mere în cuptor. Se pare că pot să rămân și prăjite. Ok, un lever și asta e primul switch. That's one house, now to find another one. The other one, ok? Aici cred că nu mai este nimic decât niște zombi. Ok. Da. Ok, o să plec de aici pentru că... oh my god. De unde mai a apărut răzmașul? O să-i las să ia foc puțin în pasă de ei. Să vedem ce e pe aici. O altă casă cu chesturi. Unde pun această manetă? Oh. Call, call, call. Call, 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 call. Nu e nimic pe aici. O să mă duc în jos. Poate găsesc... ok, un switch. We must get the power back online. We have to get two generators up and running again. Oh, cred că vorbesc cu tipul acesta. Sau nu? Cine e tipul ăsta? Villager? Oh, nu. The big list. Achievement list. Oh, what? Serios? Trebuie manual. Lava pump. Ok. Water pump. Ok, se pare că aici este o pompă. Odată una de lavă și odată una de apă. Și un chest pe care l-am vizitat. O să citesc manualul. Presupun că îmi spune cum să activez generatorul sau ce trebuie să activez aici. Safely, safety first. Always wear a fireproof helmet, boots and clothing that protects. Drinking potions of fire resistance and aqua affinity is mandatory. Part 2. Getting the pumps online. Now we are protected. Let's get the pumps up and running. Really simple though. Switch two levers and let the lava and water flow. Steam will be produced, providing enough power for the entire city. Step 3. Leaving the facility. Put all used gear back into your lockers and go home. Your wife is waiting. Ok. Deci, ați auzit, nevasta mă așteaptă. Am avut puțin lag. Bine.
Mă gândesc că o să-mi dea ei echipamentul odată ce am coborât și am urcat. Ok, cam atâta pentru acest Let's Play, pentru episodul 4. Va urma episodul 5. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Eu am fost Tunetul, acesta a fost castelul lui Eleanor. Vă salut!